Sunt Ana și bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună un cheesecake cu vișină și cu cocos și acest cheesecake îl vom folosi ca și insert într-un tort de ciocolată. Pentru rețetă aveți nevoie de următoarele ingrediente. 360 de grame cremă de brânză Philadelphia, 40 de grame de vișină, eu am aici vișină decongelată, scursă bine, dar puteți folosi și 7 grame de vișină liofilizată. 30 de grame de pastă de cocos. Pasta mea de cocos este de la Saracino, dar dacă nu aveți această pastă, puteți pune o lingură de fructe cocos. 4 gălbenușuri. 40 de grame de făină. 80 de ml de smântână lichidă. Și 100 de grame de zahăr. În bolul robotului voi adăuga crema de brânză. Voi adăuga și zahărul. Voi adăuga și făina, și pasta de cocos, și voi porni robotul folosind paleta pentru 2 minute. Pornim robotul și așteptăm ca ingredientele noastre să se unească. După 2 minute adăugăm gălbenușurile de om, eu am aici 4 gălbenușuri. Ce trebuie voi să știți este că eu mi-am făcut cantitate dublă pentru că am două torturi și aceste torturi vreau să le numesc de vară pentru că sunt lejere, vor avea și un copil de vișină și am zis să fac și un cheesecake cu vișină și cu cocos. Adaug gălbenușurile. După un alt minut adaug smântâna. Mai așteptăm ca 2 minute, după care punem în formă și dăm la cuptor. Oprim robotul. Iar acum vom adăuga vișinele. Uite așa arată acum. Este într-adevăr lichid, dar nu este nicio problemă pentru că la cuptor se va închega. Acum punem vișinele. O să iasă un super tort. Vă spun sigur că o să iasă un super, super tort. Aici eu am două inele de tort. Le voi da cu un spray. Dacă nu aveți acel spray, puteți topi unt și le ungeți foarte bine roată împrejur cu unt. Uite, așa procedez eu. Mi este foarte ușor. Pun compoziție de cheesecake. Acum dăm compoziția la cuptor la temperatura de 110 grade pentru aproximativ o oră. Salut frumoșilor! Aici avem cheesecake-ul, așa a ieșit la mine. La mine a stat la cuptor o oră și 10 minute. În momentul când l-am scos din cuptor, el mai tremura puțin, dar așa este cheesecake-ul, așa este consistența lui. L-am lăsat 3 ore să se recurească pe blatul de la bucătărie, după care l-am băgat în frigider pentru alte 3 ore. Iar acum uitați cum arată, l-am scos din inel și uite așa arată. Pe primul l-am scos din formă, acum voi îndepărta, voi scoate și pe al doilea. Era mai inteligent din partea mea dacă îmi puneam o hârtie de copt de desubt și nu mă mai chinuiam. Dar nu e greu, uite așa, cu atenție, reușim să-l scoatem. Ah, e ok. Voilà, și l-am scos și pe al doilea. Acum să-l întorc. Și să-l pun aici. Acum nu sper decât să încercați rețeta și să o folosiți și voi ca insert în torturile voastre.